Salutare, salutare! Să nu zic bună dimineața, foști colegi de izolare. E, la ora la care deschideți acest video, eu mă aflu pe drum. Sper că mă apropiu de București, că plecăm de vreme din Cluj-Napoca, plecăm de vreme că până în capitală îți vreo 400 și de kilometri. Îi de mers. Și noi nu avem autostradă. Aici o bucată de autostradă, iară te bagă până curte, iar autostradă, iară te bagă până sat. Ca așa e la noi. Dar lăsați, că planul e bun. Până în 2030 o să avem 3000 de kilometri de autostradă și de drumuri expres, o să avem 3000 de kilometri noi de linie ferată, plus porturi și aeroporturi. Așa se laudă ăștia de la guvern. Acum facem o socoteală, mai 10 ani până atunci. Chiar dacă o să câștige PNL-ul alegerile acum, în toamnă, o să le piardă peste 4 ani. Cei care vin peste 4 ani o să le piardă peste alți 4 ani. Până în 2030 se schimbă vreo două guverne. Așa că în 2030 fac pariu cu voi că nu o să avem în plus 3000 de kilometri de autostradă și alte noi porturi și aeroporturi. O prostie, nu, nici nu știu după ce, praf în ochii lumii, nici nu știu după ce, dar așa e politica. Culvă. Nu? Trebuie să promită ceva, că e an electoral. Dar noi ne-am cam săturat, ne-am cam săturat de asta. Da, spre București sunt. Spre București, că am spectacol în seara asta cu colegii de la 9. Pe terasa Hope Garden, în cartierul Vitan, din sectorul 3, unde primarul e celebru Negoiță. Nu știu dacă vine și Negoiță sau face ca și în plină pandemie. Știți voi faza aia. Când s-a dus cu gagică să se dea la rațe. Sau la lebede, sau la nu știu ce. O să vedem. O să vină cei care iubesc acest gen de spectacol. Să aveți grijă, să aveți grijă, azi că se anunță caniculă. Îi de datoria mea să vă spun, să vă protejați de caniculă. Ei, cum o fi? Pe marile orașe, pe marile aglomerații urbane, la 36-7 de grade cu masca pe figură. Nu va fi ușor. Ei, cine are mască? Cine are mască? De vreo lună se discută faptul că persoanele defavorizate, românii defavorizați, o să primească peste 100 de milioane de măști de unică folosință. Da, cum să nu? Cum să? A primit cineva? Dacă dai 4 lei, primești. N-a primit nimeni. De ce? Pentru că s-a făcut o licitație, că nu mai este stare de alertă sau de urgență sau de ce o fi, și s-a făcut o licitație. Dar licitația n-a putut fi câștigată de o firmă care să aducă aceste măști în România, pentru că o firmă abonată la licitațiile cu statul a depus contestație. S-a blocat totul. Acum încearcă și ei să găsească o soluție, dar nu prea văd. Vă dați voi seama? Cam așa merg lucrurile. Păi măi, prieteni, dacă nu sunt în stare să aducă niște amărâte de măști în România pentru persoanele defavorizate sau pentru cine trebuie, sunt în stare să facă 3000 de kilometri de autostradă în 10 ani, când în 30 de ani nu au făcut nici 700? Hai să fim serioși. Mai este o variantă pentru cei care doresc măști, dar măști așa mai trendy, EBA. O știți pe EBA? Fica cea mică a președinta lui Băsescu s-a lansat în afaceri. Confecționează măști fancy, cu animăluțe, cu fel de poze, la numai 40 de lei bucata. Sărăcie mare în familia Băsescu, cu atâtea salarii, atâtea moșii, atâtea pensii. Trebuie să mănânce și gura lor, sau mai ales pentru o parte a familiei, trebuie să bea ceva și gura lor. Sper că pentru cei care sunt din același sindicat cu domnul Traian Băsescu, EBA va ghici niște măști, nu e așa, care să aibă o anumită deschidere, un anumit orificiu pentru partea lichidă, că pe canicula asta nu e așa. Da, dacă nu prea avem multe măști la dispoziție, să fim responsabili în continuare, așa cum ne spune și domnul Tătaru, domnul Arafat, cum ne spune și domnul Rafila, responsabili. Eram în ceva, nu pot să-i zic centru comercial ieri, și în interior, în incinta lui, era și un magazin de păcănele sau erau păcănele și scria frumos pe ușa acolo să respecte clienții regulile de igienă, distanțare socială și era scris boldat cu albastru: fiți responsabili. Cum se scrie așa pe ușa la păcănele: fiți responsabili? Păi care om responsabil intră la păcănele?
Care om responsabil intră la păcănele când știe că o să iasă cu banii pierduți? Deci cam taie craca de sub picioare, dar mă rog, fiți responsabili. Poate Viorel Lis e responsabil, că el joacă la câștig numai. Dacă nu câștigă el, aduce bani soția lui, Oana Lis. Da, asta e. Unii își bagă ultimii bani la păcănele, alții câștigă mai mulți bani nefăcând nimic. Vorba celebrului cuplu Bădălău și Sârbu. Ați văzut? S-au ales, că practic nu i-am ales sau... S-au ales ei acolo, vicepreședinți sau șef la Curtea de Conturi. 1.000 de euro pe lună primesc fără să facă nimic, dar ce mai grav, fără să aibă o pregătire. Păi Bădălău ăsta, cu vreo câțiva ani în urmă, a modificat, că s-a gândit, pragmatic, pragmatic baronul, zice, o să fiu eu la Curtea de Conturi. Dacă să pot fi acolo la conducere, ia să modific un pic legea, să n-am nevoie de experiență în domeniu, să n-am nevoie de aia, de aia. Dacă ai terminat științe juridice, economice sau inginerie, poți să fii șef și să iei 10.000 de euro pe lună și să fluieri. Da, da. Ilie Sârbu, ăla care a fost împușcat într-un ouț de Adrian Năstase, da? Știi, ori trăi toată viața lor din banii noștri și nu bani puțini. Și merg acolo, ani de zile stau fără să facă nimic, fără să aibă nicio răspundere. Și Bădălău, ăla care făcea pipi pe diaspora, acum vreo 2 ani, nu știți? Să vină diaspora, să face, acum până salariul ăsta va bani pe care îl încasează, el, care a fost dovedit că o fura 4 saci de grâu sau ce o fura pe vreme la Ceaușescu cu dosar, cu alea. Marele om politic, da? Acum o să aibă jetul și mai gros. Și o să facă pipi de la mai mare distanță pe toți. Ce le pasă, domnule, să aleg ei între ei. PNL-ul și el mulțumit că a primit și el niște funcții pentru colegii din teritoriu, că au, că n-au bacalaureat, că au luat 3,60, că au luat 4,80 la BAC, nu mai contează. Dar alta e problema și vă supun atenției. Astea cu politica, cu banii, nu mă interesează. Alta e problema, alta e întrebarea mare. Fiți atenți că mă frământ de ceva timp. Sunteți atenți. Sunteți că dacă 7 minute a stat aici, înseamnă că mai aveți un minut răbdare să mă ajuta să dezlegăm misterul ăsta, da? Deci, întrebarea zilei, întrebarea celei de-a doua jumătăți a anului 2020. Va reveni oare Ian Guster la puterea dragostei? Asta e întrebarea. Hamletiană, oedipiană, da, asta e întrebarea. Pe multe rețele de socializare se pune această întrebare. Va reveni Ian Guster la puterea dragostei? Asta ne macină, mai ales acum pe caniculă și... Culiță Stel nu va reveni, clar. El deja e cu show-uri, cu videoclipuri, are o colaborare cu Analesco, el nu va merge, clar. Pe de altă parte, Andreea Pirui s-a despărțit de Marius. Ci că s-a despărțit definitiv, că și despărțirile astea sunt de mai multe feluri. Despărțire numai un pic, despărțire nu de tot și despărțire definitiv. Livian cu Bianca. Cu cine, cum zice tata Nelson? Cu Bibicioaia. Cu Bibicioaia. Ba să împacă, ba să ceartă, ba să... Nu știu ce va fi. Că se scumpesc toate. Că s-a liberalizat prețul la gazele naturale. Că o să fie criză din toamnă. Asta nu mă sperie. Dar va reveni oare Ian Guster la puterea dragostei? O zi superbă vă doresc și vă aștept de la 9 seara pe terasa asta Hope Garden în București pentru un super show de stand-up comedy alături de colegii mei, Ungur, Bulan, DJ Shiver și Costi. Nicu Bendea vă salută!